Premierul Viorica Dăncilă a declarat în cadrul dezbaterii din Parlamentul European că i-a informat pe membrii acestui for despre abuzurile care s-au petrecut în România din cauza protocoalelor secrete. Dăncilă a acuzat însă că există multă dezinformare. Ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici a declarat azi în plenul Camerei Deputaților că la pilonul 2 de pensii s-au virat în primele 7 luni ale anului cu peste 10% în plus față de perioada similară a anului trecut. Parlamentarii au dezbătut moțiunea simplă la adresa lui Teodorovici. Prin vicepreședintele Comisiei Europene, Franz Timmermans, a spus că Parlamentul României nu a dat semne că răspunde recomandărilor primite în ceea ce privește modificarea legilor justiției. Acesta a mai declarat și că este nevoie de o investigație asupra protocoalelor secrete. Bulgaria, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia și România sunt singurele țări din Uniunea Europeană care nu permit nici căsătoria între persoane de același sex, nici parteneriatele civile. 13 din cele 28 de state UE permit căsătoria și alte 9 au admis parteneriatul civil. Mai multe detalii puteți citi pe mediafax.ro. Un vulcan a erupt în această dimineață pe insula Sulawesi din Indonezia la doar câteva zile după cutremurul devastator urmat de un tsunami. Erupția vulcanului a creat un nor de fum care s-a răspândit la 6.000 de metri înălțime, fiind emis o avertizare de trafic aerian îngreunat. Toate știrile de ultimă oră le găsiți pe mediafax.ro.